Bun, închei acest sezon cu un turneu la Cluj. Nu-l închei? Să joc la Linz. Mergi la Linz până la urmă. Da. Totuși a fost un turneu bun pentru tine. Dacă nu ar fi fost și acea accidentare, lucrurile probabil că ar fi fost altfel, nu? Nu pot să spun că a fost o accidentare, o durere, mai mult un blocaj. Am făcut maximum, finala. Mă bucur tare mult că am putut să joc atât de bine. Au fost meciuri importante și cu siguranță o să mă ajute. Acest turneu de la Linz poate fi turneul care să-ți aducă acest titlu? Nu știu, am mai spus de foarte multe ori și mă repet, nu mă gândesc la rezultat. Anul acesta vreau doar să joc cât mai multe meciuri și să pot să încep anul următor cu mai multă încredere. Transilvania Open a fost un fel de Australian Open pentru că au fost foarte multe românce, atât de multe românce ca la Australian Open aproape. Da, au fost foarte multe românce și am jucat chiar cu două românce. Cred că a fost un turneu foarte, foarte bun pentru România, pentru noi și cred că toată lumea s-a bucurat de organizare, de condiții, pentru că a fost un turneu extraordinar. Ce ai mai vrea să îmbunătățești la tine acum? Toate. Pentru că vreau să fiu mai bună, simt că pot. După săptămâna asta am început să simt tot mai mult că mai am șanse să ajung acolo unde îmi doresc. Dar trebuie muncă și sunt destul de deschisă să fac treaba asta. Te îngrijorează această durere de spate? Nu, pentru că este doar un blocaj care trece. Am mai avut multe de acest gen. Bine, Simona, mulțumim și apreciem. Mulțumim.